Salut și bine te-am regăsit! Când auzi TP Link, ce-ți vine în minte? Exact! Rutere, camere, adaptoare... Ei bine, producătorul tocmai și-a făcut debutul și pe piața roboților de aspirare, îmbogățindu-și portofoliul de produse cu două astfel de modele. Tapo RV30, modelul standard, și Tapo RV30 Plus, varianta ce vine în plus și cu stație de descărcare. Noi am primit la test versiunea standard, și așa cum obișnuim să facem cu produsele testate, am pus roboțelul serios la treabă să vedem de ce este în stare și cât de eficient se dovedește a fi în ograda omului. Înainte de toate, nu uita să te abonezi la acest canal de tehnologie și turtește clopoțelul de notificări ca să te asiguri că nu ratezi niciunul din materialele noastre. Și gata, hai să trecem la treabă. Roboțelul vine frumos ambalat într-o cutie de dimensiuni generoase. În interiorul ei găsim un ghid de utilizare, un filtru HEPA suplimentar față de cel care se găsește deja pe poziții în interiorul robotului de aspirare, un accesoriu pentru îndepărtarea părului, docul de încărcare cu încărcătorul, robotul de aspirare ce vine împreună cu recipientul de colectare, conceput cu rezervorul de apă, o idee puțin diferită față de ce am văzut până acum la ceilalți roboți de aspirare din piață. Mai găsim și o perie laterală în plus față de cea care se regăsește deja montată pe roboțel și mopul ce vine cu două lavete pentru spălare. Tapo RV30 arată tare bine. Îmi place că este realizat dintr-un plastic mat ce împiedică amprentele să rămână pe el. Vine într-o combinație de alb cu negru, este finuț, modern, integrându-se cu ușurință în decorul locuinței. Are 9,5 cm înălțime, astfel că se poate strecura cu ușurință pe sub o mare parte din piesele de mobilier, nu foarte joase, e adevărat. De exemplu, la noi la birou se strecoară pe sub dulapuri, pe sub calorifer, însă nu reușește și pe sub mobilierul de pe hol, care este destul de jos. Pentru a-l porni sau a-l opri, ai un buton pe marginea laterală. Pe suprafața de deasupra se observă 3 butoane LED ce îți permit să folosești roboțelul și în modul manual. Și avem așa: butonul de pornire-oprire, butonul Home pentru alimentare și butonul pentru curățarea petelor, ce poate fi folosit și pentru blocarea butoanelor atunci când în preajmă sunt și copii. În apropierea lor se observă un mic turn ce găzduiește senzorul LiDAR, care împreună cu giroscopul face ca maparea 2D a suprafețelor aspirate să fie cât mai precisă. Tapo RV30 scanează perimetrul destul de bine, știe să recunoască obstacolele, se atinge ușor de ele, însă nu se zgârie. Având acest bumper de atenuare a loviturilor, absorbe cu ușurință șocurile. Echipat cu o mulțime de senzori, Tapo RV30 este capabil să recunoască trepte, margini sau orice alte zone periculoase, astfel încât să evite accidentele. Se descurcă să aspire și covoarele sau mocheta în mod eficient, însă nu îți recomand să-l folosești pentru covoarele cu fir lung, căci perile pot rămâne blocate. Ce trebuie să știi aici este că ai două opțiuni pentru aspirarea covoarelor. Cea standard și modul boost, ce turează motoarele la maxim pentru a aspira praful și murdăria de pe podea. Recipientul de colectare are o capacitate de 400 de ml. Este suficient de generos încât să aspire o suprafață destul de mare înainte de a fi nevoie să-l golești. Oricum, te anunță el când ar fi cazul să o faci. Ce mi-a plăcut aici și nu am văzut la alți roboți de aspirare este faptul că vine cu un mic detaliu util. Are o clapetă din plastic care acoperă fanta prin care murdăria ajunge în recipientul de colectare, astfel încât să nu ai surpriza neplăcută să-ți scape gunoiul din el atunci când îl scoți din roboțel. Rezervorul de apă are o capacitate de 300 de ml, suficient de mare pentru a șterge podeaua unui apartament de 60 de metri pătrați cu o singură alimentare. Rezervorul este dotat cu o pompă motorizată ce îi permite să ajusteze cantitatea de apă folosită atunci când spală pe jos. De rezervor se atașează mopul prin apăsare. Recunosc, mi-ar fi plăcut să nu fiu nevoită să scot de fiecare dată rezervorul pentru a atașa sau a scoate mopul. Mi s-ar fi părut mai confortabil să pot face asta fără să fiu nevoită să scot și un alt accesoriu. Peria principală este ușor de scos pentru a fi curățată, mai ales că vine și cu acest accesoriu pentru tăiat firele de păr. Mi-ar fi plăcut să-i găsească un loc acestui accesoriu undeva pe suprafața aspiratorului, astfel încât să-l ai la îndemână atunci când ai nevoie. Alminteri, e posibil să rătăcești prin sertare. Tapo RV30 se laudă cu o putere de aspirare extrem de mare, 4200 de pascali, ceea ce îl face să concureze cu cei mai puternici jucători din piață. Robotul de aspirare al celor de la TP-Link este capabil să aspire nu doar particulele de praf, ci și bomboane, orez, biscuiți sau fulgi de porumb. Are 4 trepte de aspirare în funcție de nevoile utilizatorului.
Îmi place că nu este zgomotos, nici măcar la putere maximă. Roțile acoperite cu un strat gros de cauciuc sunt motorizate. Ele sunt construite astfel încât să poată escalada fără probleme pragurile mici. Bateria are o capacitate destul de mare, 5000 de mAh, ce îi asigură o autonomie de până la 3 ore de funcționare în funcție de setările stabilite. De cum îl scoți din cutie, roboțelul este conceput să poată fi pus la treabă cu ușurință. Se conectează cablul de încărcare la docul gândit să ascundă frumos surplusul de cablu pentru un aspect cât mai estetic. Mai mult, un detaliu pe care eu nu l-am văzut în altă parte, acesta permite utilizatorului să decidă pe care parte dorește să scoată cablul de încărcare din doc, pe stânga sau pe dreapta. Ulterior, roboțelul se poziționează astfel încât pinii metalici de pe doc să se conecteze cu pinii de pe roboțel, după care îl pornești și ai două posibilități pentru a-l controla, fie manual folosind butoanele de pe suprafața lui, fie dacă vrei să te bucuri de toată partea lui smart, descarci pe telefon aplicația Tapo, compatibilă atât cu iOS cât și cu Android. Aplicația vine cu o mulțime de opțiuni. Poți controla roboțelul de la distanță, practic din orice zonă ai o conexiune bună la internet. Roboțelul oferă două moduri de funcționare, cel în care doar aspiră și cel în care aspiră și șterge pe jos. În ceea ce privește setările de aspirare, ai posibilitatea să alegi din 4 opțiuni, iar pentru umezirea mopului, poți alege din 3 opțiuni nivelul de umezire în funcție de cât de murdară este pardoseala. Poți personaliza curățarea camerelor, de exemplu pentru bucătărie și baie, poate ți-ai dori să insiste cu spălarea gresiei. Poți stabili zone pe care ai vrea să le curețe. Poți ridica pereți virtuali sau poți stabili zone interzise în cazul în care nu vrei ca roboțelul să intre în anumite colțuri ale încăperii. Poți stabili un interval orar de curățare. Managementul hărților oferă posibilitatea de a salva mai multe hărți. Opțiunea aceasta este foarte utilă pentru locuințele cu etaj, căci Tapo RV30 îți permite să salvezi harta fiecărui etaj în parte. Poți alege ordinea camerelor în care dorești să se facă curățenia. Poți vedea raportul de curățenie. Îi poți da un nume roboțelului de aspirare. Tot din aplicație poți controla chiar și manual aspiratorul. Iar din setările aplicației poți umbla la volumul aspiratorului, poți selecta limba, poți bloca robotul în caz că ai vreun micuț curios prin preajmă, poți alege cum dorești să aspire covorul, poți partaja dispozitivul și altor membri ai familiei, poți chiar seta un interval orar în care să nu deranjeze. Aplicația este destul de complexă și intuitiv de folosit. Nu o să-ți fie greu să te obișnuiești cu ea. Ok, am vorbit atâta despre Tapo RV30, dar hai să-l punem și la treabă, zic, să vedem cum se descurcă. Și am pregătit două teste. Unul pe parchet și gresie cu ceva orez, bomboane și ceva biscuiți pisați, un scenariu foarte probabil, mai ales într-o locuință cu copii. După acest test, iată ce concluzie am tras. Tapo RV30 a identificat faptul că podeaua este mai murdară ca de obicei și a tot insistat până când a reușit să adune în mare parte resturile de pe jos. Spune în mare parte pentru că nu a reușit să strângă chiar tot. Aș spune că merită un 8 din 10 aici. Iar cel de-al doilea test s-a dat pe mochetă, acolo unde am aruncat câțiva fulgi de porumb mărunțiți. Și aici am văzut că roboțelul a insistat destul de mult, iar asta mi-a plăcut. A aspirat până când a reușit să strângă tot ce era în zona respectivă. Chiar nu am avut ce să-i reproșez aici. Și am ajuns și la partea de mentenanță, care nu este deloc complicată. În aplicație poți vedea când e cazul să schimbi filtrul sau periile roboțelului. La 2-3 luni se recomandă înlocuirea mopului, dar evident că după fiecare utilizare va trebui să speli mopul și recomandat ar fi să nu-l lași atașat robotului dacă nu vrei să se îmbâxească și să prindă un miros urât. Mai trebuie din când în când să ștergi și senzorii roboțelului, evident să golești recipientul de colectare atunci când e cazul și cam asta e tot. Ca și o concluzie, eu zic că Tapo RV30 este o opțiune bună de luat în calcul în cazul în care ești în căutarea unui roboțel de aspirare 2-in-1. După cum ai văzut în testele noastre, se descurcă destul de bine cu aspirarea atât a parchetului, gresiei, cât și a mochetei. Mi-ar fi plăcut ca mopul să fie ceva mai mare și să aibă o prindere mai facilă. Mai au ceva de lucru la senzorii de proximitate, dar hei, roboțelul nu se dă în lături atunci când trebuie să curețe zone mai dificil de aspirat și spălat. Ba chiar insistă atunci când e cazul și nu lasă pete sau dâre în urma lui. Prețul acestui robot de aspirare este de aproximativ 2200 de lei. Pentru cei ce vă doriți să scăpați de corvoada de a curăța recipientul de colectare, mai trebuie să plusați cu încă 450 de lei și puteți alege modelul Tapo RV30+,
cel ce vine și cu stație de descărcare. Așadar, cam atât despre Tapo RV30. Dacă ți-a fost util review-ul lui, apreciez un like, poți da share acestui material să ajungă și la prieteni. Dacă ai întrebări, te aștept în comentarii, abonați-vă dacă încă nu ați făcut-o și până data viitoare, numai bine!